Victima de la Ocnele Mare a decedat în cabina utilajului care i-a fost încărcat cu sare la compania de exploatare minieră Râmnicu Vâlcea. Unul dintre angajații de la instituția minieră a sesizat că tirul întârzie să elibereze rampa de încărcare. A mers la șofer, iar acesta a fost găsit în stare de inconștiență. Tot el a fost și cel care a contactat serviciile de urgență. Au venit de la stația de salvare de la Râmnicu, noi avem salvare minieră, a venit șeful stației de salvare, a început să-i facă masaj cardiac. A venit salvarea, a preluat în continuare masajul cardiac, i-a făcut, a constatat că nu mai e nimic de făcut, ci a făcut vreo 45 minute de masaj. Persoana în cauză era angajată al unei societăți din municipiul Sibiu, iar în acest moment nu sunt cunoscute cauzele exacte ale decesului. De asemenea, poliția cercetează împrejurările în care a fost găsită victima.